Cum se instalează o fântână decorativă? Nivel de dificultate: redus. Amenajați-vă grădina montând o fântână decorativă. Alegeți un loc unde va putea avea soare 5-6 ore pe zi, dar nu mai mult, fiindcă altfel vor apărea algele verzi. Evitați o amplasare într-o parte joasă pentru a evita revărsarea în cazul ploilor puternice și fiți atenți la vecinătatea cu copacii, fiindcă rădăcinile și frunzele uscate pot crea probleme. Din punct de vedere practic, apropierea de casă poate ușura acordarea pompei și umplerea bazinului. Cu un bazin gata pregătit, montarea nu reprezintă o dificultate. Materiale necesare Furtun de stropit. Țăruși. Pietre. Nisip. Pietriș. Chit, filtru de apă. Bazin prefabricat. Tacă electrică. Clasă de avertizare. Înarmați-vă cu ciocan de plastic, cazma, lopată, târnăcop, roabă, ruletă riglă de zidar, nivelă, tasator, găleată, mistrie. Așezați bazinul întors pe sol și folosiți un furtun de pentru a marca amprenta pe sol. Câțiva țăruși vor împiedica mișcarea neprevăzută a furtunului. Îndepărtați apoi bazinul. Conturați groapa cu cazmaua, măsurați apoi lățimea primului palier al bazinului, adăugați 3-4 cm pentru a determina zona care trebuie săpată. Măsurați adâncimea primului palier, adăugați 3-4 cm și apoi săpați între cele două trasee. Nivelați pe măsură ce înaintați. La fiecare aproximativ 80 de centimetri, puneți un țăruș a cărui parte superioară trebuie să fie la nivelul solului. Reglați înălțimea primului țăruș și apoi aliniați următorii țăruși la același nivel pentru a fi folosiți ulterior ca puncte de reper. Folosiți vârful țărușilor pentru a controla adâncimea gropii. Săpați zona centrală până la nivelul primului palier și apoi continuați să săpați folosind același principiu palier cu palier. Verificați cu nivela că palierele au aceeași înălțime. Pe fundul gropii săpați adițional 15 cm pentru a permite așezarea stratului de susținere. Puneți un strat de pietre și apoi un amestec de nisip cu pietriș. Acest strat de 10 cm este apoi tasat. Aplicați pe pereți și pe fundul gropii un strat de 2-3 cm de nisip umed. Verificați că planurile sunt orizontale. Scoateți țărușii și apoi puneți bazinul deasupra gropii. Centrați cât mai bine și apoi introduceți-l încet în groapă. Folosiți rigla de zidar cu nivelă pentru a verifica nivelul orizontal al bazinului montat. Dacă prezintă o pantă, bazinul trebuie scos pentru a corecta nivelul. Continuați prin a umple bazinul. Când ajunge la circa 10 cm, verificați cum se potrivește conturul bazinului în groapă. Dacă e nevoie, completați spațiile rămase cu nisip. Montați pe pompă tubul telescopic și așezați pompa central pe fundul bazinului. Dacă este nevoie, picioarele de susținere ale pompei pot corecta așezarea dreaptă a pompei. Element cheie al sistemului, pompa trebuie să poată recicla toată apa din bazin în 2-3 ore. Jetul de apă asigură oxigenarea și trebuie prevăzut cu sistem de filtrare. Filtrarea mecanică asigură eliminarea deșeurilor în suspensie și este suficientă pentru un bazin mic. Mai elaborată, filtrarea biologică conține mase filtrante ce au bacterii care transformă deșeurile toxice în compuși inofensivi pentru plante și pești. Instalația poate fi completată de un sterilizator UV, eficient împotriva algelor și a germenilor patogeni. La ieșirea din bazin, cablul electric trebuie să fie îngropat la minimum 50 de cm adâncime pentru zonele pietonale și minimum 80 de cm pentru zonele deschise circulației auto. Treceți tecile electrice printre două straturi de nisip și apoi așezați plasa roșie de avertizare. Ca orice instalație electrică din curte, racordarea pompei trebuie să corespundă normei NFC 15100. Înfrumusețată cu plante acvatice, fântâna va prinde viață în câteva săptămâni.